Pentru conținut extra, abonați-vă la cele două canale din descriere. Nu uitați să dați like! Mă numesc Zuleiha, sezonul 4, episodul 18. Mehmet nu-i poate dezvălui adevărata identitate lui Zuleiha, dar el merge noaptea în camera ei de hotel din Izmir, cu o mască pe față și îi spune că el este Hakan Gumusoglu, că a vrut să-l facă pe Demir să plătească, că a văzut cât de tristă a fost ea la înmormântarea lui Halia și că nu mai are nicio problemă cu ea, deci nu trebuie să se teamă de el. După ce pleacă, Zuleiha merge imediat la Fikret și îi spune ce s-a întâmplat. Fikret iese după el, dar nu îl prinde din urmă. Betul, care nu mai este bine văzută în Cucurova, decide să se răzbune atât pe Zuleiha, cât și pe Fikret. Ea obține copia filmării făcută de Abdulkadir când i-a întins cursa lui Fikret și o trimite la poliție. Boierul Hashmet Kolak, care a petrecut 20 de ani în închisoare, se întoarce în orașul natal Cucurova și vrea să-și recupereze reputația și terenurile pe care i le-au luat ceilalți boieri din oraș. Pretinde ca Zuleiha să-i dea livezile și terenurile pe care i le-a luat Demir și când Zuleiha refuză, el merge cu oamenii lui și culege fructele din livezile pe care le consideră a fi proprietatea lui. Zuleiha și Hakan încep pregătirile pentru căsătorie. Lutfi trebuie să meargă la Bursa la o mormântare. Când se întoarce de acolo, află că Abdulkadir a cumpărat micul conac și că Zuleiha se va căsători în acea seară. Atunci decide să-i spună că Abdulkadir l-a ucis pe Fekel și despre cursa pe care i-a întins-o lui Fikret ca să o constrângă să păstreze tăcerea. Hakan merge după mireasă la conac, dar ea îi spune că nu poate să se căsătorească cu el. Pe de altă parte, Lutfi și Zuleiha primesc vestea că Fikret a fost arestat. Fiul lui Kolak le accidentează pe Sani și pe Gulten, care în drum spre nuntă s-a oprit să schimbe roata spartă de la mașină. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.